Dragii mei, am revenit. Nu uita, și tu poți să fii o stea. Am pentru dumneavoastră o surpriză. Primii 7 ani din viață, un copil multe învață. Atunci înveți lucruri bune când e mama lângă tine. Mamă, mamă, nume sfânt, a fost primul meu cuvânt ce l-am spus pe astă lume. Mamă, mamă, mândru nume. Surpriza o las mai spre finalul acestei emisiuni, dar până atunci permiteți-mi să salut prezența în sala Rapsodului Popular, Cătălin Cioba. Și exact cum v-am spus, și tu poți să fii o stea, o steluță, o stea în devenire, așteaptă să pășească pe scenă și n-a venit singură de această dată, a venit însoțită de 3 membri ai Orchestrei Hora, ai Casei Municipale de Cultură Eugen Nicoară. În aplauzele dumneavoastră, dar de fapt eu abia aștept să o chem pe scenă, dar ea este alături de Marcela. Alexia, eu te aștept aici, dar hai să ne spui câteva cuvinte sau să-i spui câteva cuvinte și Marcelei. Simina, ce-ar fi să o mai lași pe Alexia puțin lângă noi, să ne bucurăm de energia ei pozitivă. Îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de tine. Cum te simți astăzi, Alexia? Eu mă simt astăzi deosebit pentru că cel puțin încerc să dau ce este mai bun din mine și cu siguranță o să pot, pentru că am alături de mine, spun eu, cea mai bună orchestră, care e alături de sufletul meu și le mulțumesc că au venit astăzi pentru mine. V-ați pregătit mult împreună sau e așa, ad hoc tot? Păi, să spunem că ne-am pregătit, nu exagerat, dar ne-am pregătit. Pentru că ei prind foarte repede, am observat faptul acesta, că ei prind foarte repede. Mă bucur că în primăvara acestui an, atunci când ne-am cunoscut la un interviu pentru jurnalul de Reghin, ți-am spus despre concurs și mi-ai spus că da, îți dorești să participi și iată-te, ești în finala concursului Pot să fiu o stea. Ce vei cânta astăzi? Eu voi cânta o doină patriotică. Cu siguranță vă este cunoscută tuturor românilor. Este Cântecul Iancului, Sus, 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 la munte, sus, de Veta Biriș, adică Ia Culeso. Și... Ai mai cântat-o în public? Da, dar nu cu orchestră. Suntem curioși ce iese. Alături de noi este și tatăl tău, cu emoții, bănuiesc. Tot timpul am emoțiile inerente, mai mult decât are Alexia. Să sperăm că o să iasă bine pe final. Mi se pare că este un schimb energetic interesant între tată și fiică. Vă încurajați reciproc. Contează foarte mult acest sprijin. Contează și cred că sunt în stare să-i captez toate emoțiile, să le transfer asupra mea. După aceea ne eliberăm de ele. A cui a fost ideea să pornească pe acest drum, pe această cale? A ei sau a părinților? Cu siguranță nu a părinților. A fost ideea ei, îndrumată de bunica. Cum ați primit ideea? La început, ca pe o glumiță. După aceea, deja când a luat din ce în ce mai serios chestiunea în serios, deja a devenit o chestie care acum chiar ne place și suntem bucuroși de ceea ce a realizat până acum Alexia într-un interval foarte scurt de timp, câteva luni de zile, practic. Da, așa este. Cânti de foarte puțin timp, dar o faci foarte bine. Suntem alături de tine. Mult succes, Alexia! Vă mulțumesc! Exact cum ați auzit, steluța noastră, Alexia vine alături de dumneavoastră cu un cântec patriotic și nu știu cum ar putea să demonstreze sau cum am putea să ne dăm seama de acest sentiment de dragoste de țară decât prin vocea unui copil. Alexia Aștelian! Frumoasă, țărâncuță! Bine ai venit! Bine v-am regăsit! De ce un cântec patriotic, Alexia? Cum spunea și colegul meu, Andrei, pentru că a fost ziua de 1 decembrie, ziua minunatei Românie, și am decis să cânt acest cântec patriotic. Ziua minunatei Românii. Cred că aceste cuvinte au spus totul pentru români. Succes! Mulțumesc! Thank you.
potripe. Plai la vale.
strigă bărnuț, dinții-mi-mă. Mulțumesc din suflet! Felicitări! Mulțumesc! Alexia, ai fost deosebită. Ceea ce transmiți tu este ceva magic. Ținând cont de faptul că suntem în magia sărbătorilor de an, transmiți magie. Eu îți doresc ca să ajungi cel puțin vocea Ardealului. Cu siguranță vei fi una dintre vocile României, dar cu siguranță, în primul rând, a Ardealului. Să îți doresc de asemenea să rămâi tu întotdeauna. Naturalețea ta, dacă va fi ascendentă în acest simț al trăirilor, cu siguranță te va completa. Te felicit și îți doresc o carieră prodigioasă. Mulțumesc frumos! Alexia, ești un copil minunat, dăruit de Dumnezeu cu foarte, foarte mult talent. Într-adevăr, se vede că unde pune Doamne, Doamne mâna, iese lucru bun și frumos. Felicitări pentru prestația ta de astăzi, deși mi-aș fi dorit să vii cu un cântec mai, știi tu, mai de al nostru, mai de suflet, mai de joc de aici, de la noi, dar asta nu înseamnă că prestația ta de astăzi nu a fost bună. A fost bună, puțină atenție la partea doinită, dar aici se simte că nu ai rutina necesară și la vârsta ta se înțelege că nu ai foarte, foarte mult exercițiu vocal. Dar ai cântat foarte bine acest cântec. Felicitările mele pentru că ai venit cu o provocare pentru finala Poți să fii ostea și ți-a și reușit. Mulțumesc. Succes mult, Alexia. Mulțumesc. Dă-mi voie să încep așa. Te felicit din tot sufletul meu. Ești un om extraordinar și având în vedere că ai ales o piesă atât de grea, extrem de grea pentru un copil de vârsta ta, mi-a plăcut prestația ta fantastică. Ai transmis prin chipul tău, prin ochii tăi, prin atitudinea ta, tot ceea ce este mai bun. Ești într-adevăr o adevărată minune a lui Dumnezeu. Te felicit pentru ceea ce ești și pentru ceea ce astăzi ai reușit să-mi oferi mie în sufletul meu și celor din sala asta. Mulțumesc. Bravo! Mult. Mulțumesc! Alexia, dacă la început am spus doar felicitări, cuvintele mele erau de prisos. Te felicit din suflet. Mereu am fost mândră că sunt româncă, dar prin cuvintele tale, care mi-au ajuns la sufletul meu, pot să spun cu mâna pe inimă că este țara în care sunt mândră că m-am născut. Și asta datorită oamenilor și vocilor celor ca tine. Îți mulțumesc și eu că te-am cunoscut. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumim, Alexia! Mulțumim membrilor Orchestrei Hora, Casa de Cultură Eugen Nicoară. Mulțumim celor care ne-a emoționat, acesta este adevărul, m-a emoționat până la lacrimi dăruirea cu care, sunt convinsă că sunteți de acord cu mine, a cântat versurile patriotice. Parcă sufletul nostru tresare când tresaltă când aceste versuri sunt pronunțate sau vin dintr-un suflet de copil. Alexia, cred că a fost extraordinar. Uite, eu am haina pe mine pentru că efectiv mi s-a făcut pielea de găină și mi s-a făcut rece. Deci o senzație absolut senzațională. Mă crezi?
Da. E posibil, da? Da. Știi cum își spun oamenii la țară când se văd pentru prima dată? Dar tu de-a cui ești? Așa îmi vine și mie să-ți spun de câte ori te văd. De-a cui ești? Mi se pare că nu te recunosc. De fiecare dată aduci noi și noi impresii despre tine. Cum te-ai simțit acolo pe scenă? Foarte bine, ca de obicei. Simțit perfect, într-un cuvânt spus. Cum apreciezi cele auzite de la juriu? O să țin cont normal de spusele juriului. Cum spuneam și în cealaltă etapă, în semifinală, niciodată nu o să mă laud, îi las pe ceilalți să mă laude și le mulțumesc și jurile și publicului că m-au lăudat, mai ales prin priviri s-a văzut. Se vede că tu oricum ai încredere în tine, ceea ce contează foarte mult. Tatăl, cum vi s-a părut? Tata acum este ca o găină cu foarte multă piele pe el. Mi s-a părut că a cântat foarte, foarte bine pentru vârsta ei și fără prea mult exercițiu. Mulțumesc băieților de la școala de muzică pentru ajutor, logistică. Este ok. Un secret. Să știți că Simina a plâns în culise. Am observat. Noi cei de aici am văzut. Sincer și tati, cred că avea puțin ochii umezeți. Este extraordinar ceea ce faceți ca părinte. Vă dați seama, sunt unii oameni care ajung la bătrânețe și nu își descoperă acest talent de a cânta. Caz concret, în familia noastră, bunica ei are o vârstă frumoșică și acum regretă văzând ceea ce face Alexia, regretă că nu a avut și ea același, hai să zic, aceeași linie, aceeași susținere din partea cuiva. Iată, ești visul bunicii, o bunică care te și inspiră, cu siguranță este alături de tine și cu costumele, da, pe care le porți. Așa este și mulțumesc mult! Cu siguranță ne vom întâlni. Felicitări din tot sufletul și mult succes în continuare. Mulțumesc! De-aș putea cuprinde în palmă o zi de toamnă, din flori mi-aș face o cunună până la lună. În lumea mea de vis totul mi-e permis. Pot să alerg, să zbor, e atât de ușor. Publicitate.